ne deja la sesiunea a patra, în care vorbim despre etapa ridicării și a zidirii care urmează curățenii făcute în viața noastră. Sunt mândru de toți cei care și-au făcut timp să se roage și să facă ordine în viața lor, în căsnicia lor. E nevoie de pașii aceștia pentru a vă pregăti și a privi diferit lucrurile în această sesiune. Nu puteți merge mai departe dacă nu ați făcut curățenie în viața voastră. Vom de vorba acum despre slujire. Cheia unei căsnicii de succes este rezumată de un singur cuvânt, slujire. Aceasta este realitatea. Este ceva ce Domnul mi-a descoperit de curând în Duhul meu. Creștinii care se simt cel mai mizerabil sunt cei care nu slujesc, sunt creștinii egoiști. Motivul stă în aceea că ADN-ul nostru spiritual include slujirea, căci noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Isus. Iar slujirea ne angrenează. Cei care doar merg la biserică spun: Nu mă aleg cu nimic, însă cei care slujesc în biserică sunt angrenați în aceasta. Da, iar oamenii care slujesc în viață sunt angrenați în ea. Iisus a făcut această afirmație în Luca 22 cu 27. El a spus: Cine este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Cel ce stă la masă, desigur, dar nu și aici, căci eu sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Isus spunea eu sunt între voi ca slujitor al vostru. Deci acesta este ADN-ul nostru spiritual. Dacă priviți la Isus, El exemplifică aceasta la cina cea de taină într-un mod minunat. Când a devenit creștin, o luam la goană când vedeam credincioșii spălându-și unii altora picioarele. Era ciudat când femeile purtau ciorap și practicau spălarea picioarelor. Într-adevăr, oare cum făceau asta? Dacă la studiul biblic, ținut la colegiu, ni se spunea, vom avea un serviciu pentru spălarea picioarelor, o ștergeam de acolo, săream peste el. Singura persoană care mi atinge picioarele e soția mea, ok? Iar dacă nu participai, nu erai considerat spiritual. Așa e, știu. Dar putem lămuri motivul pentru care le-a spălat Isus ucenicilor picioarele? Pe atunci, familiile bogate aveau mulți slujitori, și aceștia aveau diferite îndatoriri. Unul era responsabil de partea financiară, altul de bucătărie. În bucătărie lucrau mulți slujitori. Un slujitor răspundea de trăsură, de cai, de grajduri. Dar știți care era slujba celui mai de jos dintre toți? Acesta spăla picioarele celor care intrau în casă. Nu uitați, atunci nu aveau străzi pavate. Fiecare drum era acoperit de praf și oamenii nu portau încălțăminte, conversi. Nu aveau pantofi care să le acopere piciorul sau cisme, purtau sandale. Când intrați în casa cuiva, slujitorul cel mai de jos vă spăla picioarele. Deci, când s-a plecat și le-a spălat picioarele, Iisus spunea de fapt, Eu sunt un slujitor umil, sunt cel mai de jos slujitor. Ascultați ce le spune. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu, voi mă numiți învățătorul și domnul. Domnul arăta că el era capul acelei întruniri. Și bine ziceți că sunt, deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Așadar, el nu vorbește despre spălarea fizică a picioarelor. El le spunea să devină slujitorii unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său. Cu alte cuvinte, dacă el a făcut-o, cum ne putem crede noi mai sus? Nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Deci, adevăratul credincios, care are natura lui Isus, devine mai altruist, devine un slujitor. Vedem aceasta pe tot cuprinsul Noului Testament. Regăsim principiul în Filipen 2,3. Nu fiți egoiști, ci smeriți priviți pe ceilalți mai presus decât pe voi înși vă. Acesta este slujitorul. În romani ni se spune, fiecare dintre noi se placă aproape lui, că cei Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Versetul meu preferat e cel din Galateni 5 13. Folosiți-vă libertatea pentru a vă sluji unii altora. Cuvântul grecesc, slujitor, are sensul literal de rob de bunăvoie. Acesta e termenul folosit de toți ucenicii când spuneau, de exemplu, Pavel, rob al lui Isus Hristos. Unde credeți că vreau să ajung? Chiar așa. Eu știu unde, fiindcă am văzut toate scrisorile pe care le primim. Adevărul e că Facebook-ul mi-a strănit dorința de a aborda subiectul. Am auzit plângerile unor soții ai căror soți le conduc în mod abuziv, folosind scriptura pentru a justifica portarea. Bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. Însă, înainte să înțelegem corect ideea de conducere, trebuie să înpricepem că a fi cap înseamnă a fi cel din tâi în slujire. Tim Keller, pe care îl respect mult, autorul unei cărți deosebite despre căsătorie, scrie, aceasta nu distruge exercitarea autorității în relațiile umane, ci o transformă radical. Noi, soții, ar trebui să fim lideri slujitori. Soția... Trebuie să se supună soțului. Acesta este rolul ei, nu-i așa? Dar soțul trebuie să fie un și mai mare slujitor al soției. Vă voi arăta argumentul în scriptură. Așadar, avem trei opțiuni. Care sunt cele trei opțiuni în materie de slujire? Puteți sluji în trei moduri. Puteți sluji de bunăvoie. Puteți sluji cu o atitudine critică, banchinoasă și recezicând. Bine, voi face lucrul acesta, dar nu sunt deloc încântat. Îl fac pentru că trebuie. Aceasta e atitudinea sclavului. Sau puteți refuza cu totul să slujiți, stând deoparte și dovedindu-vă cu totul meschin. Acestea sunt alegerile care vă stau în față zilnic, în fiecare clipă. Deci, putem sluji cu atitudinea corectă, putem să o facem cu resentimente și răceală, sau putem pretinde ca totul să se facă așa cum vrem noi. Fiindcă ai deschis subiectul acesta al slujirii, știu că multe femei nu înțeleg slujirea soților, fiindcă vor ca ei să le slujească așa cum îi slujesc ele. Pentru ele, slujirea soțului ar însemna ca el să pregătească cina, să se ocupe de curățenie, etc. Repet. Există un loc și pentru slujirea aceasta. Întocmai. Credem că faceți asemenea acte de slujire. Dar bărbatul slujește uneori prin faptul că întreține familia, plătește facturile la timp, repară ce e nevoie prin casă, se îngrijește de diferite sarcini, astfel că soția nu mai trebuie să se gândească la ele. La început râdeam toți de John când spunea că el era un slujitor. Îl tachinam, fiindcă de îndată ce terminam cina, își lua ciocolata și dispărea din bucătărie. Iar noi ne întrebam cu toții, unde e tata? Noi strângeam masa, iar el era slujitorul. Însă el slujea prin faptul că plătea facturile. Se retrăgea de la spălatul vaselor, iar noi nu înțelegeam că avem mai multă nevoie să slujească întreținând familia decât ajutând la, în bucătărie. Argumentul meu era acesta. Isus a fost cel mai mare slujitor. Dar arătați-mi câte mese a pus și în câte dulapuri a făcut ordine. Deslujirea lui s-a manifestat în alt fel. Țin minte că Dumnezeu mi-a vorbit într-o zi, pe când lucram de patru ani și jumătate pentru păstorul meu. lustruiam pantofii, îi duceam hainele la spălătorie, îi spălam mașina, îi luam copiii de la școală, ca el să se poată concentra asupra chemării lui. Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: Dacă te promovezi, va fi o promovare în slujire. Dacă dai greș acum, e în joc doar o cămașă, dar dacă dai greș mai târziu, e în joc viața unor oameni. Apoi mi-a zis: Când te promovezi eu, urmează un nivel mai înalt de slujire. Iată de ce oamenii fie sunt dărâmați, fie înfloresc în lucrarea împărăției. Dacă priviți la Saul, când a pornit la drum să te ascuns printre base, era mic în ochii lui, dar apoi a început să-și ridice statui și n-a înțeles că a fi împăratul lui Israel însemna să devină un mai mare slujitor al poporului. Trebuie să înțelegeți deci faptul acesta, soților. Voi sunteți chemați să fiți lideri și slujitori în familiile voastre. Dacă priviți la textul din Efesen 5, veți vedea în el o imagine deosebită. Oamenii încep întotdeauna să citească din versetul 22. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. nu e așa? Ba da, de acolo începe toată lumea. Dar subiectul despre care vorbește Pavel începe în versetul 18, unde spune, nu vă îmbătați de vin. Din potrivă, fiți plini de Duh. A fi plin de Duhul Sfânt are sensul umplerii continue, fiindcă noi ne golim. Așadar, este vorba despre un proces continuu. Înțelegeți? Apoi Pavel spune, iată dovada că cineva este plin de Duhul. Va cânta în sinea lui cântări duhovnicești, bucurându-se în inima lui și aducând laude Domnului ceea ce tu faci atât de minunat la noi acasă. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru aceasta. Oamenii aceștia vor fi mulțumitori pentru toate. În Biblia englezească, pasajul continuă astfel cu versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În Biblia noastră, aici începe un nou paragraf. În textul grecesc, nu există un paragraf nou. Slujirea reciprocă. Din reverență față de Hristos, e o dovadă a faptului că un om continuă să fie umplut cu Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, dacă nu continuați să fiți umpluți, veți aștepta ca partenerul să facă ceva pentru voi, iar dacă nu vă împlinește așteptarea, vă veți supăra. De ce? fiindcă nu sunteți deja plini. Contul vostru emoțional nu este un plu de Duhul Sfânt. De aceea, când doi oameni care sunt goi pe dinăuntru și nu au o viață plină de Dumnezeu, se căsătoresc, crezând că mareajul va umple golul lor lăuntric, Descoperă că nu se pot completa unul pe altul fără Dumnezeu. Într-adevăr, nu ne putem completa unii pe alții. Două goluri puse împreună, cum spune Tim Keller, nu fac decât să creeze un gol și mai mare. Îmi place cum sună expresia lui. Deci, responsabilitatea noastră e de a rămâne plin de Duhul, iar aceasta ne va face să dorim să slujim. Căci slujirea e o plăcere când ești plin de Duhul Sfânt. Răsplata slujirii este slujirea. Ați auzit ce am spus Adineauri? Așa este. David l-a înțeles, el a spus, vreau mai degrabă să fiu un șier În pragul casei Dumnezeului meu Într-adevăr Cuvintele acestea sunt pline de putere. El spune deci că dovada umplerii cu Duhul stă în slujirea altora. Iar apoi, în traducerea New Living Translation spune, supuneți-vă unii altora din reverență față de Hristos. Pentru soții aceasta înseamnă să se supună soților. Pentru soți aceasta înseamnă ce oare? Iată cum ne slujim unii altora în frica Domnului. Deci pentru soți aceasta înseamnă iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Desigur că soției se spune să se supună soțului, dar E o plăcere să te supui cuiva ca Isus, care, ce este? Slujitorul cel mai de jos, cel din tâi în slujire. Așadar, i-a spus Lisei, la începutul acestei sesiuni vreau să preiau eu sarcina principală. Aceasta fiindcă mă supără să aud despre soți abuzivi care folosesc Biblia pentru a-și abuza soțiile și copiii, făcând din ei proprii sclavi. De aceea. Într-adevăr, textul citit este plin de putere. Nu despre aceasta le vorbea Pavel fesenilor. Despre ce vorbea el? Cum anume ne slujim unii altora? Dacă vreți să știți adevărul, cu toate că soțul este capul familiei, el este cel din tâi slujitor al ei. Îți dorești mai multe învățături dinamice prezentate de Jean și Lisa Bivier? Dacă tu sau vreun prieten vorbiți o limbă străină, accesați cloudlibrary.org. Selectați limba pe care o vorbiți, selectați resursa dorită din bibliotecă, cărți electronice, tot curriculum de învățătură, sesiuni video, sesiuni audio. Înregistrați-vă pentru a primi noutăți. Învățați mai multe la cloudlibrary.org. Această luptă pentru putere este atât de des întâlnită. Dau adesea peste sloganul. Femei, supuneți-vă! Doar pentru că acestea să-și abandoneze apoi bărbații zicând, nu mă voi o supune deloc ție nu-ți voi arăta aspect și nu te voi cinsti. Iar conflictul acesta continuă mereu. Am avut ocazia să stau de vorbă cu un rabin mesianic și i-am zis, spune-mi, cum vedeți voi cele două sexe? A început să-mi spună că ele priveau cu totul altfel decât o facem noi în cultura vestică. Noi privim separat, femeia și bărbatul. El mi-a spus că ei nu procedează așa. Ei ved bărbatul și femeia ca pe două fețe ale aceleiași monede. Frumos spus. Să zicem, mi-a spus el, că bărbatul e capul monedei, iar femeia e pajura. Dacă subapreciați o față a monedei, subapreciați întregul. Dacă apreciați o față, aceasta sporește și valoarea celeilalte. Deci, n-ar trebui să discredităm nici bărbatul, nici femeia. Moneda, ca întreg, trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu cu toată valoarea ei. Mi-a mai spus că Dumnezeu, când a hotărât să încheie un legământ, a schimbat întâi numele lui Avram, l-a schimbat din Avram în Avram. Pronunția este diferită. Iar Dumnezeu a luat o literă din numele Lui și a adăugat-o la începutul numelui Patriarhiului. În felul acesta, spunea Rabinul, a dat numele lui Avram amploare și focalizare. A făcut din el tatăl popoarelor sau tatăl unei mari mulțimi. Însă Avram l-a avut pe Ismael și astfel legământul nu s-a împlinit până când Dumnezeu a schimbat și numele Sarii. El nu a schimbat însă începutul numelui acesteia. A luat o literă din numele lui și a adăugat-o la sfârșitul numelui Sarii. A folosit astfel literele Alfa și Omega. Cât de frumos! În felul acesta a făcut ca numele Sarei să însemne pământ, a înmuiat numele Sarei și l-a întărit pe al lui Avram. Astfel, Avram a devenit sămânță, iar Sara a devenit pământ. Așadar, în unirea noastră, nu ne e de folos să avem o sămânță fără pământ sau pământ fără sămânță. Pământul răspunde săminței, iar sămânța inițiază procesul. Prin urmare, liderul inițiază, dar femeia creează mediul pentru ca cele inițiate să se dezvolte. Mi s-a părut un exemplu greitor pentru un domeniu în care vedem atât abuz. Dumnezeu nu a urmărit vreodată ca Avram să fie personajul dominant, iar Sara, cel invizibil. Viața amândorora trebuie să fie plină de promisiuni, speranță, râset și moștenire. Apreciez că ai arătat deslușit faptul că a fi lider înseamnă a fi, de fapt, un slujitor. Cel mai mare slujitor. Textul din FSN 5 spune. Pentru soți, aceasta înseamnă, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Pavel vorbește și despre ce a făcut Hristos apoi, în versetul 28, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Pavel folosește cuvântul trebuie, care denotă o puternică obligație. El subliniază obligația, înțelegeți? Cu alte cuvinte, el spune soților, nu are importanță în ce dispoziție sunteți, iubiți-vă sau slujiți-vă soția. Iată cum zugrăvește însă Hollywoodul dragostea. De fapt, Hollywoodul, romanele de dragoste și toate celelalte. Simțiți dragostea, iar acțiunile corespunzătoare vor decurge în urma sentimentelor. Cât știu, dacă sunteți căsătoriți de mai mult de câteva săptămâni sau luni, nu aș putea spune că durează uneori vreo șase luni, că sentimentele s-ar putea să lipsească. Cât știu că Dumnezeu nu vă poruncește ce să simțiți, ci cum să acționați. Când El declară că bărbații trebuie să-și iubească soțiile, El spune iubiți! Adică, acționați indiferent de ceea ce simțiți sau nu. Dați-mi voie să vă spun ceva. O căsnicie nu e menită să fie lipsită de sentimente, dar nici de acțiune. Vor exista momente în care sentimentele vor lipsi, dar voi, soților, vă puteți controla acțiunile. Aceasta înseamnă că puteți continua să vă iubiți soția chiar în absența sentimentelor de dragoste. Haideți să fim foarte sinceri unii cu alții. Sentimentele de dragoste nu sunt întotdeauna prezente. Când ele lipsesc, Cred că e plăcut lui Dumnezeu să alegeți să faceți faptele dragostei în absența sentimentelor. Deși, dacă veți continua să acționați astfel, vor apărea în cele din urmă și ele. În viața mea a existat o persoană cu care trebuia să interacționez și care nu-mi plăcea. Ok? Ați trecut vreodată prin asemenea situații? Știați că trebuie să iubiți o persoană, însă ea nu vă plăcea deloc? Dar știți ce am început să fac din adins? Am început să dăruiesc acestei persoane. Am început să acționez. Și credeți-mă, nu nutream niciun sentiment bun față de ea. Dar am continuat să fac faptele dragostei. Și știți ce s-a întâmplat? Au apărut apoi și sentimentele. C.S. Lewis spunea că faptele, acțiunile dragostei, vor fi urmate de sentimente. Se întâmplă ca în cazul faptelor pe care le facem prin credință. Acționăm uneori în felul acesta. Este vorba despre actele făcute fără vreun motiv explicabil. Când acționați prin credință, Dumnezeu intervine. Fapta devine substanța a ceea ce ne Când începeți să acționați prin credință, în legătură cu soția sau cu soțul, fiindcă și nouă fetelor ne lipsesc uneori sentimentele. Când acționați astfel și spuneți, voi face pasul acesta fie ce-o fi, Dumnezeu vă dă speranță. Vă dă dragoste. Vă dă ceea ce aveți nevoie. Deci, dacă sunteți un plus de Duhul Sfânt și aveți o relație cu El, fie că umplerea are loc dimineața, seara sau când e mai potrivit pentru voi, sau la duș, sau la duș, când contul vostru emoțional e plin, atunci aveți ce să dăruiți. Altminteri, nu aveți de unde lua pentru a da mai departe. Dacă am contul emoțional umplut de prezența Domnului, pot dărui fără resentimente, pot da fără amărăciune, pot dărui fără să aștept ceva înapoi, pot da și când Lisa nu o merită, înțelegeți? Eu merit întotdeauna. Sau ea poate dărui atunci când eu nu merit. Și tu meriți întotdeauna. Deci cheia e să fiți continuu umpluți de Duhul Sfânt, ca să vă puteți sluji partenerul. Iar dacă vă slujiți partenerul, vor apărea și sentimentele, astfel că vi se va părea tot mai rar că înotați pe oscat. Soțul nu are autoritate pentru că este superior soției. El are autoritate fiindcă Dumnezeu vrea să dea o direcție familiei, iar soțul este slujitorul ei principal. Dacă soțul ocupă această poziție de slujitor principal, atunci deciziile lui vor urmări ce e mai bine pentru soție, nu pentru sine. E interesant că unii soți își spun, eu sunt superior pentru că sunt bărbat, pot să lămuresc aspectul acesta? Dați-mi voie să vă spun ceva vouă, soților. Biblia arată în 1 Petru 3 că dacă nu vă cinstiți soțiile, rugăciunile nu vă vor fi ascultate. Textul spune, soților, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Vezi, tocmai ai și tu, John, că ea e un vas mai slab. Aceasta nu înseamnă că soția vă e inferioară, înseamnă doar că ea nu e la fel de rezistentă ca voi. Vasul reprezintă un recipient. El reprezintă partea noastră exterioară, trupul. Termenul se leagă de domeniul olăritului. Dacă recipientul acesta ar fi de sticlă, ar fi numit vasul mai slab, fiindcă nu a rezista dacă i-aș da drumul. Pe când celălalt, nu s-ar sparge. Femeia poate fi ceva mai fragilă și astfel, amândoi sunt recipiente ale harului vieții, dar femeia e mai delicată. Cei doi sunt împreună moștenitori, aflați pe aceeași poziție, iar Domnul spune bărbatului, vasul ei e ciobit și crepat, ni să nu mai vii cu cererea ta. Nu te voi lua în seamă. Nu te voi asculta. Întocmai de aceea, haide să discutăm despre această diferență. Eu uimitor faptul că Dumnezeu nu spune aceasta femeii. El nu zice soțiilor, cinstiți-vă soții, altminte nu vă vor fi ascultate rugăciunile. Vedeți, deci, ce anume accentuează Dumnezeu soților? Fiindcă voi, bărbații, sunteți reprezentații lui Hristos, iar El vă spune, trebuie să vă purtați asemenea mie. În privința aceasta am avut parte de îndreptarea Domnului. Ascultați-mă bine, știți că Biblia ne învață să ne slujim unii altora în frica Domnului? Dumnezeu mi-a vorbit într-o zi în care nu m-am portat foarte frumos cu Lisa și mi-a zis, în tocmai cu aceste cuvinte, pe un ton aspru, ea e, în primul rând, fica mea, în al doilea rând, e soția ta. Dintr-o dată am avut o revelație. Wow! Eu am de-a face cu fica lui Dumnezeu? Vă pot pune acum o întrebare, soților. Cum ați trăi dacă tatăl soției voastre s-ar afla mereu la voi în casă, urmărindu-vă fiecare mișcare, în dormitor, în bucătărie? Cum v-ați purta dacă tatăl ei pământesc ar sta neîntrerupt cu ochii pe voi? Și dacă ar avea un pistol în mână? Sunt încredințat că v-ați îndrepta faptul acesta a devenit o realitate pentru mine. Tatăl ei ceresc se află în dormitorul nostru. Tatăl ei se găsește la noi în casă. Și când copiii nu sunt în preajmă, tatăl ei e tot timpul cu noi. Iar ea e fica lui. Deci, femeia aceasta lângă care stați chiar acum este mai întâi fica lui Dumnezeu. Prin urmare, fiți cu băgare de seamă. Pășiți cu frică și cu tremur. Îmi place cum sună. Foarte frumos spus. Și privind la cealaltă față a monedei, tu ești fiul lui. Nu ești doar soțul meu, ci ești fiul lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să ne tratăm cu demnitate unul pe celălalt și să înțelegem faptul că suntem aliați. Și sinceră să fiu, eu cred că bărbatului s-a încredințat sarcina întreținerii și protejării familiei. Dar femeii i s-a încredințat inima bărbatului. În proverbe ni se spune, inima bărbatului se încrede în ea. Nu cred că femeile înțeleg faptul că Dumnezeu le spune, vă voi încredința cel mai nobil lucru de pe fața pământului, inima soțului vostru. Soțul trebuie să ne protejeze fizic, iar noi trebuie să-i protejăm inima. Suntem chemate să fim păzitoarele inimii lui să le tălmăcim celorlalți din familie ce a spus el de fapt. Să credem ce e mai bun referitor la el și să-i spunem, te poți încrede în mine. După cum spuneam, noi am fost nevoiți să luăm anumite decizii în vederea schimbării, la începutul căsniciei noastre. Mai întâi, eu a trebuit să schimb felul în care îi vorbeam lui John. Apoi, felul în care vorbeam despre el prietenilor și familiei mele. După aceea, a trebuit să renunț la relații în care se vorbea negativ la adresa bărbaților. Am încetat să urmăresc filme care ironizau bărbații și să râd la comediile care îi ridiculizau, fiindcă, pentru a fi un bun administrator al inimii soțului, trebuie să am perspectiva tatălui asupra inimii lui. Multe femei nu înțeleg importanța faptului că le-a fost încredințată inima soțului lor, inima familiei. Eu cred că femeilor le-a fost încredințată și inima bisericii. Chiar dacă o biserică e puternică și crește, dacă nu are femei sănătoase care își împlinesc rolul, îi va lipsi hrana și inima. Această biserică va avea structură, dar nu și inimă. Așadar, tăria e dată bărbatului pentru a evidenția femeia. Ne uitam cândva la jocurile olimpice de iarnă, la concurenții ruși. Patinatorul era foarte puternic. O ridica pe patinatoare de parcă ar fi fost un pai. Imaginea aceasta zugrăvea felul în care Dumnezeu folosește tăria bărbatului pentru a evidenția grația și frumusețea femeii. Un bărbat are tărie pentru a-și putea ridica soția și a evidenția frumusețea. John a făcut întotdeauna așa pentru mine și sunt recunoscătoare. Ei bine, responsabilitatea soțului e de a se îngriji de soția lui, de a o prețui. Îngrijirea presupune a-i dărui ce are nevoie pentru a se dezvolta. Lisa a avut parte de o experiență tragică în copilărie și a pierdut un ochi din pricina cancerului și de aceea se ferea să vorbească în public. Pe atunci nu mi se părea că te îngrijești de mine, ci doar că mă scoți din sărite. Îmi spunea, Ascultă, de seara e seara tinerilor și aș vrea să le vorbești tu fetelor. Răspunsul meu era, în niciun caz. Nu sunt bună de stat în față. Tu insistai, va trebui să fii pregătită, fiindcă te voi chema în față. Eu ziceam, fii tu pregătit să mă vezi și din sală. Sub nicio formă nu mă voi duce în față să vorbesc. John îmi spunea, scumpa mea, știu că tu te identifici cu ochiul tău artificial, dar pentru fetele acestea, tu ești un glas al speranței. Te apropii de 30 de ani, ești o persoană pe care o pot lua ca model. Nu ai dreptul să taci când ele au nevoie de glasul unei femei. Fiindcă eu nu am un asemenea glas. Mă tot îmboldea să trec peste toate barierele cu care mă înconjurasem, dar nu pentru a mă face să mă simt incomod, ci pentru a mă asemăna mai mult cu Isus ca să-mi caut alinarea în el, nu în limitările mele. Ca lider al familiei noastre, știam că în viața Lisei se găsea un dar cu totul deosebit. Așa că am continuat, deși m-a costat, fiindcă ea era frustrată de insistența mea. Înțineam țineam trăs toată noaptea plângând și zicând, nu mă sili să fac asta. În calitate de lider am avut de luat o decizie. Ca lider am luat cea mai bună hotărâre pentru trupul lui Hristos și pentru ea pe termen lung, deși a fost primită cu împotrivire. Ca soți și lideri slujitori veți lua decizii care nu sunt primite cu mare bucurie de soția voastră. Nu vă așteptați ca orice decizie a soțului să vă aducă multă bucurie, s-ar putea să vă îmboldească să ieșiți din zona de confort, fiindcă el, ca lider, vede ceva în voi, cum s-a întâmplat în cazul meu și Alisei. Nu uitați că Dumnezeu dorește să vadă în națiunea aceasta copiei săi. El a văzut în Lisa cu ani și ani înainte să se nască, încă de la începuturi, ceea ce avea să pună în viața ei pentru a transforma femei din lumea întreagă. Iar acum mă avea la îndemână pe mine, care nu realizam consecințele pe termen lung. Eu doar i-am zis, vreau să le vorbești fetelor, vreau să vorbești la conferința la care vom merge. Odată m-a ținut treaz până la 3 dimineața, atât era de supărată pe mine. Mi-a luat singurul meu mesaj. L-a luat și l-a predicat el. Mi-a zis, mi-am zis, Doamne Dumnezeule, voiam să o împing de la spate, fiindcă știam eu ce știam. Oamenii au venit la mine după aceea și au spus, Dumnezeule mare, au venit și femei zicând la fel. Așa am procedat în domeniul acesta. În același timp am început să-i spun mereu, ești frumoasă, ești atât de frumoasă. Și eram foarte sincer. O priveam îndelung dimineața când ne trezeam și spuneam, ești nemai pomenită. Și eu începeam să te contrazic. Protestam. Ba nu, sunt urâtă. Am doar un ochi. Sunt însărcinată. Sunt una sau alta. Am un permanent groaznic în păr. Doamne, Aveam o listă întreagă de motive. În final, John m-a privit într-o zi și mi-a zis: Tu mă insulți. Într-adevăr, așa ai zis. Eu cred că ești frumoasă, iar tu îmi spui că ești urâtă. Afirm, de fapt, că eu am gusturi rele. I-am mai zis și îmi spui că mint, ceea ce nu e adevărat. De-a lungul anilor am învățat că pot afla cât de bine tratează un soț soția uitându-mă la ea. Fiindcă soția e slava bărbatului nu e așa? Deci, dacă văd o soție radioasă, plină de bucurie, știu că ea are un soț bun care contribuie la zidirea ei. În concluzie, Dumnezeu vrea să ne vadă zidindu-ne unul pe altul, prin slujirea reciprocă. Nu doar soția supunându-se soțului, ci și soțul supunându-se și slujindu-și cu evlavie soția. Când procedăm astfel, lumea noastră începe să se lărgească. Când noi am început să ne zidim unul pe altul cu vorba și fapta plină de dragoste, Dumnezeu ne-a deschis orizontul slujirii altor oameni din afara sferei căsniciei noastre. Cred că scopul lui pentru fiecare căsnicie e ca în timp ce ne zidim reciproc, cei din jur să fie atinși de Dumnezeu care se află în mijlocul nostru. Mulțumesc! Îți mulțumesc că m-ai făcut să mă simt incomod. Concluzia este că atunci când vă căsătoriți cu cineva, vă obligați să-l slujiți toată viața. Aș vrea să vă gândiți la aspectul acesta. Îl voi spune încă o dată. Când spuneți da, mă căsătoresc cu tine, voi afirmați: Mă oblig să te slujesc toată viața. Dacă priviți astfel căsnicia, veți avea una sănătoasă. Dacă amândoi o priviți așa, urmează să avem un mesaj extraordinar pentru voi. În sesiunea următoare.